După ce a revendicat triumfător cucerirea completă a Bahmutului, șeful mercenarilor Wagner anunță că va preda orașul armatei ruse pe 1 iunie. Numai că situația este confuză. Ucrainienii susțin că luptele continuă, iar forțele Kievului mai controlează o mică parte din zona în ruină. Pe de altă parte, guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia a acuzat o incursiune pe teritoriul rus a unui așa numit grup de sabotaj. Kievul susține însă că ar fi o grupare a naționaliștilor ruși. Mercenarii Wagner ai lui Evgeni Prigojin au pus steagurile victoriei deasupra ruinelor din Bahmut, orașul din est devastat după aproape 10 luni de bombardamente și lupte crâncene. Bahmut este complet под всем его юридическим границам до последнего сантиметра. Поэтому Владимир Александрович лукавит. Либо он, как и многие наши военные руководители, просто не в курсе, что происходит на земле. Însă, forțele armate ucrainene au anunțat astăzi că luptele continuă la Bahmut. Comandantul trupelor terestre, Oleksandr Sârski, admite că forțele sale mai controlează doar o mică parte a orașului. Dar pentru că am înaintat pe flancuri, putem avea ocazia să avansăm și în interiorul Bahmutului, afirmă generalul Sârski. Ukrainians thought, how do we actually make the Russians expend force? We know they want to take Bakhmut and other towns like Avdiivka too. There were a few other towns that seemed to be obsessing the Russians. And therefore, as horrible as it is, we have to fight for these cities because that's going to keep the Russians attacking and keep the Russians losing soldiers and equipment. Pe de altă parte, observă analiștii militari, eforturile Rusiei și risipirea muniției în lupta pentru Bahmut au afectat probabil pregătirile pentru ofensiva Kievului. Pentru Ucraina, asaltul major va fi probabil un test crucial pentru că va încerca să demonstreze că poate obține câștiguri semnificative pe câmpul de luptă cu armele pe care le-a primit din Occident. Imaginile din satelit arată amploarea măsurilor defensive pe care le-au luat rușii. Fortificații, piramide din beton antitank numite dinți de dragon, tranșee care se întind pe zeci de kilometri. Micul oraș Tokmak se află pe o rută cheie în sud-estul țării pe care forțele ucrainene ar putea dori să o folosească pentru a încerca să separe Crimeea de alte teritorii cucerite de Rusia la începutul războiului. Dincolo de tunuri, rachete și blindate primite de la aliați și antrenarea trupelor, ucrainenii au fost instruiți și în lupta din spatele frontului în teritoriile ocupate. Specialiști britanici au antrenat de multă vreme pe ucraineni pentru acest război secret. Și nu doar ținte individuale. Tehnologia similară i-a ajutat pe ucraineni să arunce în aer o clădire unde erau zeci de soldați ruși recent, la Bahmut. Це обладнання використовується для виробництва мінно-вибухових пристроїв. Дуже важко якимись цифрами або словами визначити цю допомогу і користь від цієї допомоги. Pe lângă instruire, ucrainenii au primit și componentele bombelor artizanale, detonatoare sofisticate, microcipuri, ochelari pentru termoviziune, chiar și imprimante 3D care îi ajută să fabrice singuri unele componente. Міноборони, ФСБ і погранслужба доложили Владимиру Путіну о попытке прорыва українських диверсантів на територію Білгородської області. Astăzi, guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia a susținut că un grup de sabotaj al armatei ucrainene ar fi pătruns din nou pe teritoriul rusesc într-un district de la granița cu Ucraina, iar forțele de securitate ruse iau măsuri pentru a respinge incursiunea. La începutul lunii martie a mai fost anunțată o incursiune a așa zișilor sabotori ucraineni, tot în regiunea Belgorod. Putin a denunțat atunci un atac terorist.